Orașul Râșcani a împlinit joi 21 septembrie 415 ani de la fondare. Cu această ocazie, primăria orașului, cu suportul Fundației Renato Osatăi, au organizat un concert cu participarea vedetelor autohtone și din spațiul CSI. Evenimentul s-a desfășurat pe unul din stadioanele orașului, unde s-au adunat aproape 5.000 de spectatori, veniți din diferite sate și raioane. Publicul a avut parte de 4 ore de neuitat, împreună cu formațiile Tarmis, Doredos, Sunstroke Project și interpreta din Federația Rusă, Irina Krug. Primire călduroasă și aplauze a avut parte și primarul orașului Râșcani, Victor Bogatko, care a adus sincere felicitări râșcănenilor cu ocazia zilei orașului. Еще раз бы, конечно, хотелось поздравить всех вас с тем, что нашему городу сегодня исполнилось 415 лет. Это красивая дата, очень хорошая. Хочется пожелать всем добра, любви, чтобы у вас всех было все замечательно. А мы постараемся сделать жизнь лучше вместе с вами. Спасибо большое. Mulțumim. Pe lângă primar și-au rostit mesajele de felicitare vicepreședintele partidului nostru Elena Panuș și președintele fundației Renato Osatăi Elena Grițco. Cu această ocazie vreau să le doresc tuturor cetățenilor din Republica Moldova, în casele cărora astăzi se sărbătorește hramul localității, multă sănătate, bucurie, pace în suflet și lumină în casele lor. Indiferent de ceea ce nu s-ar întâmpla astăzi în țara noastră, trebuie să avem o speranță într-un viitor prosper a țărișoarei noastre. Și cu această ocazie, Fundația Renato Osatăi a venit cu un cadou frumos pentru locuitorii orașului Râșcani, cu un concert de excepție. De asemenea, astăzi am fost la hramurile din localitatea Maximovca, Nenii Noi, din Fălești, raionul Fălești, Ciolacul Nou și Hiliuți și respectiv din raionul Iediniț, satul Stolniceni. Le urăm râșcănenilor să se bucure de sărbătoarea pe care o au astăzi, să facă tot posibilul ca să se bucure de puținul pe care îl pot realiza în Republica Moldova, în condițiile în care trăim astăzi, să fie fericiți, să aibă parte de sănătate, de pace în suflet și, evident, de prosperitate, atât în orașul Râșcani și prosperitate cât pentru toată țara, pentru toți locuitorii Republicii Moldova. La fel, prin Skype, orășenii au fost felicitați și de liderul formațiunii Renato Osatăi. В эти светлые дни, добрые дни, а храм города, я считаю, один из самых добрых и позитивных праздников в течение года. Значит, у вас я вижу улыбки на лицах, я вижу много детей. Я вижу очень много людей. Ребят, вы просто молодцы в Рыжканах. Я помню. И поверьте, что я к вам обязательно приеду. Хотят этого эти балбесы в Кишиневе или не хотят, я по-любому вернусь. Потому что пока есть люди, которые ждут, пока есть вы, я не имею права оставаться в Москве. Я буду бороться за свое скорейшее освобождение и скорейшее возвращение. Сегодня я вам хочу пожелать добра, я хочу пожелать вам дружбы, настоящей человеческой дружбы. Ее сегодня очень не хватает.
Я хочу, чтобы ваши деятели радовали вас, ваших своих родителей. Sărbătoarea a culminat cu un grandios foc de artificii și cântecele Irinei Krug.